Nu doar oamenii au nevoie de doctor, ci și cărțile, iar acest lucru se întâmplă în cetatea Alba Carolina, într-un loc numit de către angajați Spitalul de Cărți. Este vorba de fapt de centrul de restaurare al cărții vechi, locul unde mii de exemplare, unele cu valoare foarte mare, ajung și sunt vindecate de specialiști. Unul dintre ei este Alexandru Știrban, care face această meserie de peste 30 de ani și coordonează centrul de restaurare al cărții vechi din Alba Iulia. Ne aflăm la Centrul Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi din cadrul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Și așa cum ne place nouă, mie și colegilor mei, să spunem, un mic spital al cărții. Pentru că, așa cum ați pomenit, da, ce se întâmplă? Cartea veche vine la noi în laborator, în atelier, cu probleme. Încercăm, noi spunem bolnavă, nu? Atunci încercăm să stabilim un diagnostic, să îi stabilim un tratament, după aceea să-l aplicăm. Asta însemnează tot ce presupune restaurarea științifică, de proceduri de curățare, de spălare, de consolidare, de completare cu hârtie japoneză și după aceea de refacerea legăturii. Deci, cum spuneam, stabilim un tratament, încercăm să-l aplicăm și la sfârșit, da, încercăm să le dăm bibliotecii sau deținătorilor cartea sănătoasă. Munca de restaurator nu este una simplă, dar aduce satisfacții mari și experiențe unice. Cărți vechi de sute de ani trec prin mâinile restauratorilor, iar acest lucru este cea mai mare satisfacție. E dificil, pentru că munca presupune foarte multă răbdare și îndemânare. Deci dacă un teoretician poate să vină și să vorbească foarte mult despre carte, un restaurator și un restaurator de carte veche trebuie să aibă foarte, foarte multă îndemânare și răbdare care să poată ducă la capăt munca lui. Este dificil, dar este totuși un privilegiu pentru noi restauratori. Am spus totdeauna și îmi place să cred lucrul acesta. Avem șansa de a avea acces la foarte multe secrete ale cărților. Cărțile care vin, noi avem posibilitatea să le studiem mult mai îndeaproape și este un privilegiu și o bucurie pentru ceea ce facem noi. Deci aici determinăm o aciditate a suportului de hârtie în vederea stabilirii tratamentului de restaurare. O hârtie ideală ar trebui să aibă pH-ul 7. Hârtiile cu pH-ul între 6 și 7 nu necesită un tratament de restaurare, iar după cum se vede, această hârtie se încadrează în pH-ul 6 și 7. Restaurarea unei cărți poate costa mii de euro și poate dura chiar și câteva luni. Centrul de restaurare funcționează în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia are din 1996 un centru național de restaurare a cărții vechi, unul dintre cele mai cunoscute centre de profil din țară, loc în care au fost aduse de-a lungul timpului, din 1996 până astăzi, nenumărate cărți rare, vechi, tipărituri, manuscrise, hărți, fiecare dintre acestea fiind restaurate cu succes în cadrul centrului. Povestea cărților rare se scrie așadar în cea mai mare cetate din sud-estul Europei, locul unde firele de poveste lăsate moștenire de către strămoșii noștri sunt vindecate și duc mai departe o istorie ce nu trebuie uitată.